lucruri, la filmări, la reportaje. Mi-aduc aminte de chestii pe care oamenii nu le văd, întâmplări pe care oamenii nu le știu din spate. Prima dată când am fost la Gigi Becali, la Marriott, la... Așa, la... Da. Palat acolo. Avea birou atunci la, la Marriott. Avea birou la... Palatul lui era Marriott. Da, tot. Avea la Marriott și am fost cu un tip de la GSP. Mamă, cum îl cheamă? Țepelin, cred că. E redactor șef la Gazeta Sportivă. Okay. Da, da. Și el era mai... Adică era familiarizat cu el așa, el știa foarte bine sau ceva. Eu nu știam. Și a vorbit cât a vorbit acolo. Era... În primul rând că era în șosete. Gigi Becali. Da, așa. În șosete și avea o farfurie de-asta adâncă, care era o bucată mare de brânză și cu un cuțit așa mai mânca din când în când. În timp ce vorbea cu voi? Nu în timp ce vorbea cu noi. Înainte, când asta voi unde erați? Erați în biroul lui? Noi eram la Marriott, într-o cameră de-aia. Am bătut la ușă, salut. Într-o cameră din hotel. Biroul era biroul lui. Biroul la etaj undeva, de atunci la etaj, avea da. Și balcon, din câte știu, că făcea avea grătar și din balcon, când... că din câte știu, da, nu știu cât de adevărat e, dar... Păi înțeleg că ăla a fost motivul despărțirii dintre Becali și da? Mei. La un moment dat, patronii care erau prieteni au zis, domnule, ok, e regulă, dar fumul ăsta care iese în weekend... Păi chiar crezi că făcea grătar? A, există mărturii că făcea grătar pe balcon la Marriott. Mamă, se pare genial. J.W. Marriott, nu? Cum e? Și, da. Nu e singurul Marriott în care s-a făcut grătat. Dacă nu s-a mai făcut niciun Marriott. Nu știm. Da, pe mai fost la România. Dubai, pe la... Așa. Și era... După aia și-a pus pantofi în picioare, a intrat în camera aia unde avea un birou acolo, a vorbit ce a vorbit, nu mai țin minte, era scandal, mi-aduc aminte, dacă poate mă înșel sau ceva, era scandal cu... scandal, întotdeauna a fost un scandal. Da, cu Iordănescu, ceva. Era un scandal cu Iordănescu, se bălăcăreau. Era... Ca de obicei. Da. Iordănescu îl critica pentru cum conduce Steaua. Mi-aduc aminte că singura chestie pe care a zis-o că fiii lui țin cu Steaua și îi vede la meci tot timpul. Fiii lui Iordănescu. Fiii lui Iordănescu, da. Și că îi vede unde? E mici. Că îi vede la meci. Că înseamnă că nici tasă, n-are nimic cu el sau ceva în genul ăsta. Dar discuția a avut loc acolo la birou, era foarte serios așa. Și la final, când a închis portofonul, mi-a zis: bă, tine nu te știu, dar pare așa, adică noi am mai zis niște chestii după ce s-a terminat interviul, s-au mai întâmplat niște... Mai întărătat da. Și că l-a întărătat colegul și na, a început să mai dea una alta din el. Da, și... erau off the record. Off the record. Da. Și a zis, asta a ținut să precizeze. Vă văd, adică te văd așa băiat mai spălat, mai așa, cu ochelari. Sper să nu existe vreo problemă sau ceva din ăsta să zici, că noi aici mai vorbim, mai râdem, mai glumim, mai cu tare. A să scrii ce ai văzut, ce a spus el după. Era clar că nu aveam niciun fel de... Ce, te-ai dus la redacție, te-ai apucat să scrii. Da, n-aveai cum să... Dar oricum era amuzant așa cum s-a întâmplat și pentru mine, care nu știam ce și cum pe vremea aia, era un personaj... care l-am văzut în carne și oase și chiar așa era. Adică el era real, așa. Înțelegi, cu brânzica aia, cu... Dar regulamentar, asta a fost când ne-a întâmpinat. După aia, când s-a dus și a vorbit la birou și a luat pantofii în picioare. Erau adică și camere? Tu nu erai cu camere, erai la Mediafax. Nu, aveam un reportofon. Da. Dar erau și camere, mai țin minte? Nu, eram doar noi doi, că nu știu care era, nu s-a aflat sau nu se, nu știu care nu era. Nu se dăduse. Nu se dăduse, că după aia erau perioadele alea, cu la Palat, în care se suna fiecare jurnalist în parte și spunea, băi, azi e Palat sau nu știu ce, așa erau discuțiile. Deci asta a fost prima ta interacțiune cu un om care atunci era la începutul... Da, care era pe Mega Val atunci, se ridica. 2003, nici nu mai știu cum era, era pe 2003, Val, de 2 ani începuse să apară și să se ridice. Da, era personaj. A fost prima, singura interacțiune cu el sau după aia mai fost la... Nu, mi-aduc aminte de o ceva cu... La final de an erau ceva premiile, știi? Premiile jurnalismului sau... Nu, premiile... ceva cu sportiv, cu... Afan. Nicu Gheară, probabil, gala lui Nicu Gheară. Ceva da, frumos. Da, și cu... la Odeon era. Era frumos așa. La era... Odeon? La Odeon era. Nicu Gheară. Și era parcase exact acolo, fix lângă statuia lui Mustafa al-Kemal Atatürk, știi că exact acolo, acolo a parcat fix în aia. Și a venit un tip care era, a fost o perioadă șef la galerie Dinamo.
Nicu Galerie? Nicu Galerie, cred că da. A murit acum de curând. Și era... Mi-aduc aminte așa că era în fața, a deschis geamul la mașină, nu mai știu ce avea, mai acolo sau ce avea. Și a zis, hai mă, zici tu odată, hai steaua sau ceva în genul ăsta. Și el a zis, hai steaua și a dat 1 milion sau 2 milioane sau 3 milioane sau ceva în genul ăsta. Ai văzut chestia asta? Da, da, deci Nicu Galerie s-a... Da. Bine, era săracul acum... Și a vândut sufletul pentru milion? Pentru 2-3 milioane ziceai și tu acolo, indiferent ce era, că nu era ca și cum îl vedea foarte multă lume sau ceva. Pe cum, că el pe filmări, dacă îl vedeai pe YouTube, pe tot felul de povești de genul ăsta, el tot timpul înjura Steaua. Da, mă, normal. Facem, dregem. Probabil că omul și-a văzut interesul.